Pe site-ul someșanul.ro poți citi ultimele informații din 4 județe: Cluj, Maramureș, Sălaj și Bistrița Năsăud. Continui drumul și am văzut mașina aia de acolo înainte de a intra în stația de autobuz, puțin luând într-o parte, în dreapta, și când am văzut că se duce și iasă afară, am început să strig. Ho, 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 și nu reacționa nimic. Nu era culcat, nu era așa de la, și când a trecut bordura, de la fost așa o viteză cam 40 și ceva, 50 la oră. Atunci ce s-a întâmplat? Și o ajuns aici și că aici l-am ridicat și am scos-ul afară trei oameni, eu și încă doi oameni de la coasă, de la magazin. Și nu l-ați întrebat? Ba da, era conștient, o zic că nu știe nimic ce s-a întâmplat, dar îl durea tare o coasă, costă aici, în partea dreaptă. Îl durea înainte de accident sau după? Nu. După. Acolo când a pus plăscaul. Atunci i s-a făcut rău sau de ce credeți că a ajuns în șanță? Nu știu. Cred că o adornire sau i s-a făcut rău. Dar cam de unde a început să iasă de pe drum de mai încolo? Ia uitați, să cunoaștem urma. Ia uitați, urma e de la roata din dreapta, e acolo, pe la aia, și a făcut mașină. Când a ajuns acolo, eu n-am mai zis nimic, nu m-am așteptat să se bomnească. Era singur în mașină? Singur. Șoseaua era liberă, după aia am oprit o mașină, de-o dat telefonul pe 112. Dar domnule, de aici o știți, de aici, în localitate? Din Bilbao, nu se pare. Bilbao, cam ce vârstă? 60 și ceva de ani. Deja intervenit la un accident rutier cu dus în localitatea Cășeiei. La sosirea la locul intervenției am constatat că un autoturism a intrat într-un cap de pod. Existau scurgeri de lichide combustibile, iar un sens de drum mers era blocat. S-a intervenit pentru scoaterea persoanei din autoturismul Dacia. Sunt șeful gălții de intervenție, putem ajuta în Cătărișan, Octavian. Pe site-ul someșanul.ro poți citi ultimele informații din 4 județe: Cluj, Maramureș, Sălaj și Bistrița Năsăud.